Visele ne-au fascinat dintotdeauna. Aceste scurte călătorii în mintea noastră subconștientă, adesea bizare și ireale, ne lasă cu un sentiment de uimire și curiozitate. Ce se întâmplă în creierul nostru când adormim și intrăm în lumea viselor? Cum se nasc aceste povești nocturne și ce scop au ele? Studiul viselor, numit oniromanție, ne oferă o fereastră fascinantă către mecanismele interne ale minții umane. În timp ce dormim, creierul nostru nu se oprește din funcționare. Dimpotrivă, el începe o simfonie complexă de activitate, trecând prin diferite stadii ale somnului, fiecare caracterizat de tipare unice ale undelor cerebrale și de schimbări fiziologice. De-a lungul istoriei, visele au fost învăluite în misteri și superstiții. Civilizațiile antice le atribuiau adesea intervenției divine sau mesajelor din lumea spiritelor. Cu toate acestea, odată cu apariția științei moderne, în special cu dezvoltarea electroencefalografiei, la începutul secolului 20, cercetătorii au putut privi în interiorul creierului adormit și au început să dezlege secretele călătoriilor noastre nocturne. Somnul nu este o stare uniformă, ci mai degrabă un proces dinamic care se desfășoară în etape distincte. Fiecare etapă este caracterizată de anumite tipare ale undelor cerebrale, activitate musculară și mișcări ale ochilor. Înțelegerea acestor etape este esențială pentru a înțelege știința viselor. Prima etapă a somnului, cunoscută sub numele de etapa 1 sau NREM-1, Non-Rapid Eye Movement 1, marchează trecerea de la starea de veghe la somn. În această etapă scurtă, undele noastre cerebrale încetinesc și putem experimenta spasme musculare bruște, acele zvâcniri care ne pot trezi chiar când suntem pe punctul de a dormi. Pe măsură ce avansăm în etapa a doua a somnului, RM2, undele noastre cerebrale continuă să încetinească, intercalate cu explozii de activitate electrică, cunoscute sub numele de fusuri de somn. Se crede că aceste fusuri joacă un rol în consolidarea memoriei. Etapa a doua este o etapă relativ ușoară a somnului, dar devine din ce în ce mai profundă pe măsură ce noaptea avansează. Etapele 3 și 4, cunoscute sub numele de somn cu unde lente, SEBLOES, sau somn profund, sunt caracterizate de cele mai lente unde cerebrale, numite unde delta. În timpul SVOS, corpurile noastre sunt profund relaxate și este dificil să fim treziți. Această etapă este crucială pentru refacerea fizică, deoarece în timpul SOS, corpul nostru repară țesuturile, construiește oase și mușchi și ne întărește sistemul imunitar. Visele, acele narațiuni nocturne vii și adesea bizare, apar în principal în timpul somnului REM. Această etapă, numită după mișcările rapide ale ochilor care o caracterizează, este un paradox fascinant. Creierele noastre sunt extrem de active, cu tipare ale undelor cerebrale asemănătoare cu cele din starea de veghe. Dar corpurile noastre sunt aproape complet paralizate, un fenomen numit atonie REM. Această paralizie ne împiedică să ne punem în aplicare visele, care pot fi destul de vii și chiar solicitante din punct de vedere fizic. Dar care este scopul acestor halucinații nocturne? În timp ce funcția exactă a visării rămâne un subiect de cercetare științifică continuă, au apărut mai multe teorii importante. O teorie convingătoare susține că visele joacă un rol crucial în consolidarea memoriei și în procesarea emoțională. În timpul somnului REM, creierul nostru lucrează pentru a integra noi experiențe și informații în rețelele noastre de cunoștințe existente. Visele, în acest context, pot servi ca un fel de spațiu de repetiție nocturn, permițându-ne să procesăm emoții, să exersăm interacțiuni sociale și să consolidăm amintiri într-un mediu sigur și fără consecințe. Secțiunea 4. Visele și sănătatea mentală. Beneficii dincolo de imaginație. Visele nu sunt doar simple produse ale imaginației noastre, ele au implicații profunde pentru bunăstarea noastră mentală și emoțională. Cercetările sugerează că visarea contribuie la reglarea emoțională, la reducerea stresului și chiar la creativitate. În timpul somnului REM, regiunile creierului asociate cu procesarea emoțională, cum ar fi amigdala și hipocampul, sunt foarte active. Acest lucru sugerează că visele ne oferă o platformă pentru a procesa emoții, a ne regla starea de spirit și a rezolva conflicte nerezolvate într-un mod sigur și simbolic. Mai mult, visele pot servi ca sursă de inspirație creativă,
Mulți artiști, scriitori și muzicieni au raportat că s-au inspirat din visele lor. Natura ireală și adesea ilogică a viselor ne poate ajuta să ne eliberăm de tiparele de gândire convenționale și să explorăm idei noi și inovatoare. Secțiunea 5. Fapte interesante despre vise. Decodarea teatrului nocturn. Visele sunt un aspect fascinant și adesea derutant al experienței umane. Iată câteva fapte interesante despre vise pe care s-ar putea să nu le știți. Uităm majoritatea viselor noastre. Se estimează că uităm aproximativ 95% din visele noastre în câteva minute de la trezire. Se crede că această uitare se datorează în parte schimbării rapide a activității cerebrale și a nivelurilor neurochimice care are loc pe măsură ce trecem de la somnul REM la starea de veghe. Și oamenii nevăzători visează, în timp ce persoanele care se nasc nevăzătoare nu experimentează imagini vizuale în visele lor. Ele au vise la fel de vii, care le implică celelalte simțuri, cum ar fi auzul, atingerea, mirosul și gustul. Animalele visează. Multe animale, inclusiv mamiferele și păsările, prezintă tipare de activitate cerebrală în timpul somnului, care sunt similare cu cele observate la oameni în timpul somnului REM, ceea ce sugerează că și ele experimentează vise. Secțiunea 6. Importanța viselor și a somnului. Odihnă pentru un mâine mai bun. Visele, acele narațiuni nocturne enigmatice, ne oferă o fereastră fascinantă către mecanismele interne ale minții umane. Ele nu sunt doar simple produse ale imaginației noastre, ci mai degrabă un aspect crucial al bunăstării noastre mentale și emoționale. Acordând prioritate somnului și creând un mediu propice unui somn odihnitor, ne putem îmbunătăți amintirea viselor, putem debloca beneficiile terapeutice ale visării și ne putem trezi în fiecare dimineață simțindu-ne împrospătați, întineriți și pregătiți să îmbrățișăm ziua care urmează.